Bună ziua și bun regăsit la Torino Web Știri, doamnelor și domnilor! După veștile rele de zilele trecute care anunțau sosirea iernii, iată că astăzi la Torino vremea este minunată și meteorologii spun că așa va rămâne până duminică. Temperaturile vor fi de peste 10 grade Celsius, iar soarele va fi generos. Doar pe alocuri se vor înregistra înnorări slabe. De ce vă anunțăm acum acest buletin meteorologic? Pentru a vă spune că acum 43 de ani, luna noiembrie nu era așa de generoasă ca și astăzi. Are dreptate cine spune că nu mai sunt anotimpurile de altădată. Exact în data de 3 noiembrie 1966, inundațiile care afectau orașele Veneția și Firenze distrugeau aproape 1 milion de volume din colecția de la Biblioteca Națională, documente de la Arhiva de Stat și tablouri care au fost acoperite de apă. Dar astăzi noi vrem să vă încântăm cu paginile culturale care nu au fost distruse și care încântă și astăzi sufletele celor care apreciază frumosul. Ne-am gândit să vă propunem astăzi Ciocârlia lui George Enescu. Yehudi Menuhin, eleva lui George Enescu și virtuos cu o profundă cultură umanistă, care a păstrat un adevărat cult și o profundă afecțiune pentru George Enescu, considerându-l părintele său spiritual, spunea: "Pentru mine, Enescu va rămâne una din veritabilele minuni ale lumii. Rădăcinile puternice și noblețea sufletului său sunt provenite din propria lui țară, o țară de o inegalată frumusețe." Ciocârlia de George Enescu. După ce ne-am încântat cu o pagină nemuritoare din tezaurul cultural românesc, începem jurnalul nostru cu o știre privind o prezentare de carte, miercuri 4 noiembrie, de la orele 18 la librăria Feltrinelli I Librie Musica, din piața Cielene, numărul 251 la Torino, va fi prezentat volumul Casa de parte de casă, românii și marocanii față în față, la Casa Lontana da Casa, Romenie Marocchinia Confronto, volum scris de Irene Ponzo, cercetător la Fieri, și publicat de editura Carocci. Vor interveni Ferruccio Pastore, director Fieri, Ilda Curti, asesor pe probleme de politici pentru integrare din cadrul primăriei din Torino, și Federico De Giuli, arhitect, constructor Dega, fondator și director al revistei Cluster. Amatorii de muzică românească trebuie să știe că au ocazia să o asculte în fiecare sâmbătă de la orele 9 la 13 la Radio Torino Internațional pe 90.0 FM. Cătălin Dragomirișteanu, responsabilul noii emisiuni intitulate În direct cu dumneavoastră, spune: "Intenția mea este să comunic cu publicul ascultător, să primesc telefoane în direct. Sper să am ocazia să dedic celor care au chef să asculte muzică românească de bună calitate toate genurile pe care aceștia le vor solicita. Am pregătit Iris, Holograf și alți artiști români care merită să fie ascultați." Ministerul de Externe român folosește tehnologia cea mai avansată în pregătirea momentului electoral din 22 noiembrie 2009. Ceea ce vrem să comunicăm prin Twitter, pentru că la aceasta ne referim, sunt acele informații legate de modul efectiv de organizare a scrutinului care, de obicei, nu apar în comunicatele de presă și care vor aduce puțină culoare și vor arăta ce se întâmplă în interiorul unei instituții atunci când se organizează un proces de o asemenea învergură, a declarat Oana Marinescu, director general Diplomație Publică, în cadrul unui briefing de presă pe tema stadiului pregătirilor la nivelul Ministerului privind organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale și a referendumului național din 22 noiembrie. O altă știre se referă la candidații care se vor prezenta pentru a putea fi aleși la președinția României în data de 22 noiembrie. Candidații sunt în ordine alfabetică: Crin Antonescu, Traian Băsescu, Mircea Geoană, Sorin Mircea Oprescu, Marian Bătăiosu,
Kelemen Hunor, Remus Cernea, George Becali, Corneliu Vadim Tudor, Ninel Potoarcă, Ovidiu Cristian Iane, Constantin Rotaru și Gheorghe Eduard Manole. Dar în data de 22 noiembrie 2009, alături de alegerile prezidențiale, va avea loc și un referendum cu privire la reducerea numărului de parlamentari și trecerea de la un parlament bicameral la unul unicameral. Potrivit decretului prezidențial, românii vor fi chemați să răspundă prin da sau nu la două întrebări. Prima, sunteți de acord cu trecerea la un parlament unicameral în România? Și a doua întrebare, sunteți de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane? În legătură cu momentul electoral din 22 noiembrie, noi vom continua să vă propunem informații privind sediile din Piemonte, modul de desfășurare și documentele necesare la vot. Aici se încheie ediția noastră de astăzi, marți 3 noiembrie, a Torino Web Știri, bisăptămânalul portalului nostru în limba română. Toate edițiile noastre sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea Primăriei din Torino. Nu ne rămâne decât să vă urăm toate cele bune, la revedere și pe vinerea viitoare, 6 noiembrie, când vă vom informa în legătură cu evenimentele importante din Torino și împrejurim. La revedere așadar și pe curând!